Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre factorii determinanți în definirea strategiei de investiții financiare. În cele ce urmează, analizăm cele mai importante erori sistematice de gândire în planificarea investițiilor. O altă eroare în care cădem deseori este perseverența opiniei inițiale prin confirmarea, care apare atunci când investitorii observă, denaturează sau consideră doar informația care este de natură să susțină punctul lor de vedere. Astfel, informațiile noi sunt selectate pentru a persevera în opinia inițială. Informațiile contradictorii sunt pur și simplu respinse. Un caz celebru unde observăm eroarea de confirmare și efectul de turmă se observă la investițiile în criptomonede. Evoluția Bitcoin din prima jumătate a anului 2021 reflectă toate aceste erori de gândire. Spre exemplu, în debutul lunii februarie, Bitcoin era cotat la aproximativ 30.000 de dolari americani. Pe parcursul acelei luni au apărut două știri foarte importante. În primul rând, compania Tesla a anunțat că a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și a planificat să accepte criptomonede pentru achizițiile de mașini ale companiei. O simplă postare pe Twitter din partea fondatorului companiei, Elon Musk. În al doilea rând, celebra universitate Cambridge vine cu un studiu obiectiv, foarte bine documentat, care demonstrează științific că industria criptomonedelor consumă enorm de multă energie toxică prin combustibilii fosili, în special cărbune. Cercetătorii din Cambridge au demonstrat că industria criptomonedelor consumă aproximativ 121 de terawatt-oră, mai mult decât țări precum Olanda, Argentina sau Emiratele Arabe Unite. Și mai important, studiul demonstrează o corelație directă exponențială între evoluția prețului Bitcoin și consumul de energie toxică. Deci, cu cât prețul este mai mare, cu atât consumul de energie toxică este mult mai ridicat. Acum, care dintre cele două informații credeți că a cântărit mai mult pentru speculatorii de Bitcoin? O simplă postare pe Twitter a fondatorului Tesla că se acceptă Bitcoin pentru achiziția de mașini sau concluziile unui studiu științific emis de una dintre cele mai celebre și prestigioase universități din lume despre consumul toxic de energie al criptomonedelor? Ei bine, majoritatea investitorilor, vreau să spun, dar sunt speculatori, au considerat mai mult postarea publicată de Elon Musk, deoarece aceasta a confirmat crezul oamenilor despre viitorul criptomonedelor de a deveni principalul mijloc de plată și conservare a averii. Din cauza erorii de confirmare, majoritatea investitorilor nu au considerat avertismentul foarte grav ridicat de celebra universitate Cambridge. Astfel că prețul Bitcoin s-a dublat absolut irațional în doar două luni, ajungând la circa 60.000 de dolari americani la finalul lunii aprilie 2021. Ce credeți că se întâmplă în luna mai? Ei bine, același Elon Musk postează pe Twitter un mesaj prin care anunță interzicerea achiziției de mașini Tesla folosind criptomonedele din cauza consumului enorm de energie toxică, deși toate acestea au fost dovedite în prealabil de către cercetătorii Cambridge. Tot pe parcursul lunii mai, informațiile publice confirmă faptul că Tesla a făcut un profit enorm din vânzarea de Bitcoin în această perioadă, deși același Elon Musk spunea la începutul lunii respective că nu o să vândă din criptomonede, dar a recunoscut ulterior că a făcut acest lucru. Astfel, prețul Bitcoin se prăbușește aproape la jumătate în doar primele 3 săptămâni din luna mai. Ce înțelegem din toate acestea? Un caz evident de manipulare de piață, în care câțiva băieți deștepți câștigă enorm, abuzând de naivitatea multor investitori care cumpără sau vând criptomonede în urma unor mesaje postate pe rețelele de socializare. Din cauza efectului de confirmare și a celui de turmă, marea masă desconsideră studiile științifice care aduc informații contradictorii despre fundamentele activelor respective. Ulterior, reacționează tardiv, brusc, generând fluctuații masive ale prețurilor. Exact aceasta este consecința negativă în zona investițiilor financiare cauzate de eroarea de confirmare. Tranzacții decalate și iraționale, subdiversificare din cauza încrederii în decizia inițială sau concentrare excesivă pe anumite clase de active. Pentru identificarea și corecția acestei erori, ar trebui să ne întrebăm în permanență,
Există opinii diferite cu privire la subiectul analizat? Există informații noi care pot contrazice decizia inițială? Citește permanent, dar nu doar de pe social media, documentează-te din surse sigure și credibile. În episoadele următoare continuăm să vorbim despre noi erori sistematice de gândire. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii inteligent și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.